Timp de două zile, polițiștii de frontieră au acționat în zona de competență de la Cernavodă, reușind să identifice două persoane care transportau diferite cantități de produs petrolier pentru care nu au putut prezenta documente de proveniență. În primul caz, aflați în misiune pe malul drept al Dunării, polițiștii au oprit pentru control o embarcațiune cu motor condusă de un bărbat în vârstă de 35 de ani și la bordul căreia s-au găsit 25 de bidoane de plastic pline cu motorină. În cel de-al doilea caz, controlul s-a efectuat asupra unui autoturism condus de un bărbat în vârstă de 25 de ani, acesta neputând justifica proveniența 10 bidoane de plastic încărcate cu motorină. Cercetările continuă în acest caz pentru a se vedea exact sursa de unde respectivii bărbați au achiziționat în mod ilegal această cantitate de motorină care a fost ridicată în vederea confiscării. În total s-au confiscat 720 de litri de produs petrolier, dar și embarcațiunea, motorul și rezervorul acesteia, bunurile având o valoare estimată de 6.040 de lei. De asemenea, verificările au stabilit că primul suspect nu deținea un certificat de conducere a respectivei embarcațiuni, în timp ce al doilea bărbat nu avea carnet de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.